Discutăm astăzi despre legătura covalentă. Legătura covalentă, în general, o să fie între atomii nemetalelor sau cei care au electronegativități apropiate. În general, o să vedem legătura covalentă mult mai frecvent în chimia organică, astfel că elementele care se întâlnesc cel mai des în chimia organică vor fi și cele pe care le vom întâlni cel mai des acum când discutăm despre legături covalente. Și avem aici ca și exemple din grupa 14, 15, 16 și 17, carbon, azot, oxigen și halogenii, bineînțeles, fluor, crom, brom, iod și în rest mai întâlnim sulf, fosfor, siliciu, seleniu, dar și hidrogen pe care l-am pus aici în stânga pentru că el este în grupa 1. Legăturile covalente pot să fie de două tipuri, nepolare, dacă au loc între două molecule de același tip, nu două molecule, ci două elemente de același tip sau polare dacă sunt din elemente diferite. O legătură covalentă înseamnă punere în comun de electron. Mai țineți minte că atunci când am discutat despre legătura ionică, acolo aveam elemente cu electronegativități foarte diferite, iar un electron era smuls, practic, de la elementul cu electronegativitate mai mică către cel cu electronegativitate mai mare. Când vorbim despre legătura covalentă, vorbim despre formarea unor molecule în care se pun în comun electronii acestora neîmperecheați. Și pentru că am zis că și hidrogenul formează legături covalente, să luăm exemplu formarea moleculei de hidrogen pe care o ați mai întâlnit-o cu această notație H2. Avem atomul 1 de hidrogen, unul dintre aceștia, care în orbitalul 1s are un electron. Și cel de-al doilea atom de hidrogen, care tot așa în orbitalul său 1s are un electron. În momentul în care se formează molecula de hidrogen, acești doi orbitali, cel al hidrogenului din stânga și cel al hidrogenului din dreapta, cum i-am desenat eu aici, se contopesc și formează alți doi orbitali. Unul cu energie mai înaltă, care se notează cu sigma steluță 1s, dar asta nu este neapărat relevant cum se notează. Important este că unul este de energie mai înaltă și se numește orbital de antilegătură. Iar celălalt cu energie mai joasă și se notează cu sigma 1s2, unde vor fi și electronii împerecheați, care poartă denumirea de orbital de legătură. Și bineînțeles că cei doi electroni vor alege să meargă către orbitalul de legătură pentru că are energie mai joasă. Se păstrează întotdeauna regula că prima oară se ocupă orbitalii de energie mai joasă. Putem reprezenta formarea de legături covalente și prin structuri Lewis. La hidrogen este foarte simplu. Avem hidrogenul cu un punctuleț reprezentând electronul său de pe ultimul strat neîmperecheat și celălalt hidrogen, tot așa, și formează molecula de hidrogen pe care o notăm în așa cu puncte sau
se mai poate nota folosind o linie simplă. Acesta este modul de reprezentare al legăturii covalente. Observați că formând această legătură, fiecare dintre acești doi atomi de hidrogen are acum doi electroni pe ultimul strat în loc de 1, formând structură stabilă de octet. După cum spuneam, avem aici cei doi orbitali atomici care se pun împreună și formează orbitali moleculari. Acești orbitali moleculari pot forma legături covalente sigma sau pi. Asta este litera grecească sigma, cu care se notează legăturile simple, și asta este litera grecească pi, cu care se notează legăturile duble. Care este diferența între acestea? De exemplu, la hidrogen avem o singură legătură care este aici între orbitali pe aceeași direcție cu axa care se formează prin unirea celor două nuclee. Legăturile pi sunt cele care se formează prin întrepătrunderea orbitalilor pi, iar acestea vor fi perpendiculare, trebuie să desenez mai bine, vor fi perpendiculare față de planul legăturii simple sau față de planul axei formată din cele două nuclee. Mai știți că orbitalii pi au acea formă bilobală cu doi lobi egali, aceștia ai mei pe care i-am desenat sunt strâmbi, dar aia e. De exemplu, dacă am avea aici, să luăm legătura dublă carbon-carbon din etenă. O să scriu aici legătura dublă carbon-carbon și știți că mai avem la etenă, sau nu știți, dar vă zic eu acum, încă niște legături simple cu hidrogen. Toate aceste legături desenate de mine prin linii sunt legături covalente. Și asta este etena. La etenă, această a doua legătură pi, pe care o desenez aici cu verde, legătura dublă, este formată prin întrepătrunderea orbitalilor în care avem orbitalilor pi, în care avem câte un electron de la fiecare carbon. Și o să încerc să desenez, nu știu dacă o să-mi iasă, și cum ar veni dacă ar fi ăsta planul, să zicem că ar fi o foaie de hârtie. Pe foaie avem legăturile desenate prin linii, iar acești doi lobi ar veni deasupra și de desubtul hârtiei. Astfel că ele vin perpendiculare pe planul format de legăturile simple. Să fie mai ușor de înțeles, vedeți, am desenat aici molecula de etenă și dacă o așa am desenat-o, vedeți, aici avem un carbon, cel de-al doilea carbon, cele două legături și hidrogenii. Și deși aici o să vedeți cele două linii desenate în același plan, o să încerc să fac molecula ca să o priviți din direcția asta. Legătura pi, de fapt, ar fi aici sus și de desubtul planului format din bulinele astea de aici. Dacă avem o legătură triplă, cum ar fi în cazul acetilenei, aici am avea o legătură sigma și două legături pi. Ambele legături pi vor fi perpendiculare pe planul format de legăturile simple. Legăturile pi conferă rigiditate moleculei. Dacă nu am fi avut aici acești doi lobi pe care i-am desenat, care să reprezinte legătura dublă din etenă,
am fi avut aici un ax în jurul căruia molecula ar fi putut să se rotească. Dar rotirea acum nu mai poate să aibă loc datorită faptului că este împiedicată de legătura care se formează perpendicular. Și dacă luați, de exemplu, o scobitoare și puneți două buline de plastilină în vârf sau două măsline sau două roșii ce aveți prin casă, o să vedeți că puteți să rotiți scobitoarea fără nicio problemă. Dar dacă puneți două scobitori, una peste cealaltă și le legați la în capăt le puneți cât e o roșie, cât e o măslină sau cât e o bulină de plastilină și o să luați între degete o singură scobitoare și o să încercați să rotiți, o să vedeți că degetele vi se vor bloca când se vor ciocni de cealaltă scobitoare și nu veți mai putea roti molecula, mă rog, ceea ce ați fi vrut voi să reprezentați ca fiind o moleculă. Această moleculă sau moleculele care sunt formate din legăturile covalente sunt orientate în spațiu. Și orientarea este descrisă de lunghimea de legătură și de unghiurile de valență. Ca să fie mai ușor, o să încerc să vă arăt folosind programul ăsta de desenat structuri. După cum vedeți aici, molecula asta este plană în spațiu și are anumite unghiuri aici între, vedeți aici spune exact și legătura și unghiul dintre ele. Între carbon și hidrogen aici avem un unghi de 120 de grade și o lungime de 1,1 angstromi. Dacă luăm aici, între acești doi carboni, avem o lungime de legătură mai mare, de 1,337. Dar ca să vedeți ce efect are adăugarea unei legături duble, țineți minte, aici avem 1,337. Și haideți să scoatem legătura dublă și să punem o legătură simplă și să scriem în loc de etenă, să scriem etan. Aici avem legătura de 1,523 angstromi între cei doi carboni, carbonul 1 și carbonul 2. Deci dacă adăugăm încă o legătură, aceasta va avea ca efect reducerea lungimii distanței dintre cei doi carboni. Și vedeți că aici unghiul înainte era de 120 de grade între hidrogen și carbon. Acum avem un unghi de 109,4 grade. Să discutăm un pic despre legătura polară și cea nepolară și de diferențele dintre ele. Dacă avem legături între atomi de același tip, cum ar fi hidrogen-hidrogen sau clor-clor, aceștia fiind identici, având aceeași electronegativitate, aceleași caracteristici, legătura este simetrică, este nepolară, înseamnă că electronii sau densitatea electronică se va împărți în mod egal între atomul dintr-o parte și atomul de pe cealaltă parte. Dar dacă ne aflăm în situația în care, de exemplu, vorbim despre acidul clorhidric, aici clorul deja este mult mai electronegativ decât hidrogenul și va tinde să atragă electronul înspre el, mutând astfel densitatea electronică mai degrabă înspre clor, ceea ce înseamnă că vom avea aici o sarcină parțială, având în vedere că clorul extrage puțin, dar nu de tot, nu așa de pronunțat ca și în cazul legăturii sodiu-clor, de exemplu, în care clorul preia cu totul electronul
de la sodiu, lăsându-l pe acesta cu sarcini totale pe care noi ne notam cu plus și cu minus. Aici avem o sarcină parțială, pentru că încă avem acel orbital molecular format între cele două specii chimice, doar că este clar pronunțat mai negativă, densitatea electronică este mai pronunțată înspre clor decât înspre hidrogen. Și notăm cu această literă grecească delta, densitatea parțială, ca să o diferențiem de aceste sarcini totale cum avem în legătura ionică. Și în momentul în care avem o legătură covalentă polară, spunem că aici s-a format un moment de dipol pe care îl notăm cu litera grecească mu, asta de aici. Momentul de dipol este pur și simplu o măsură prin care reprezentăm polaritatea moleculei. Și bineînțeles că aceasta va trebui să fie proporțională cu distanța dintre centrele atomilor și sarcina electrică. Iar unitatea de măsură pentru momentul de dipol în sistemul internațional de unități va fi debye-ul și se notează cu D. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez aici este că, deși o moleculă poate să aibă legături polare, cum avem aici la acid clorhidric, aceasta poate să fie per total nepolară datorită simetriei. Și acesta ar fi cazul, de exemplu, al dioxidului de carbon. CO2. În dioxidul de carbon avem câte două legături duble cu fiecare atom de oxigen și vedeți că acestea sunt pe o linie. Putem să trasăm o axă de simetrie pe mijlocul acestui atom de carbon. Deci, deși aici vorbim de sarcini parțial pozitive la carbon și parțial negative la oxigen, sarcina asta care se duce de la carbon spre oxigen în stânga se va anula pentru că este egală, dar de sens opus cu cea de la carbon spre oxigenul din dreapta, rezultând per total o moleculă nepolară.